Salutare! Bună tuturor! Îmi cer scuze că am întârziat. S-a întâmplat lucrul ăsta pentru că vă pregătisem o prezentare foarte frumoasă, pe care Zoom nu a vrut să vă o arate. Am încercat de mai multe ori, dar nu am reușit, așa că am renunțat la ea și o să mă descurc fără prezentare și sper să reușesc să vă transmit fără prezentare tot ce aveam de spus. Bine v-am găsit! Astăzi este primul live din seria celor pe care le voi face despre energie. Bună Roxana, bună tuturor! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și încă o dată îmi cer scuze de întârziere. Fiecare live este cumva plin de surprize, pentru că nu se știe niciodată ce planuri are Facebook-ul, Zoom-ul sau unul dintre copii. Așa că, iată, mă alătur de voi cu o întârziere de aproape 10 minute. Să știți că, na, deci îmi pare rău, eram aici și eram dornică să intru live. Bun, ziceam că este primul material pe care îl fac dintr-o serie de materiale despre energie. Am ales să fac acest lucru pentru că multe dintre voi, frumoasele femei care mă urmăriți, vă confruntați cu această problemă și știu asta atât din mail-urile și mesajele pe care le primesc de la voi, precum și din ceea ce aflu ca discuții în grupul Mame cu poftă de viață. Am ales ca primul subiect să fie despre ritm circadian, pentru că este practic primul pas pe care îl putem face în direcția energizării și este de asemenea problema pe care cele mai multe dintre persoanele care se confruntă cu oboseală, o au în comun. Știu că suntem obișnuite ca atunci când vorbim despre oboseală să ne referim de cele mai multe ori la oboseală de suprarenale. Această discuție nu exclude oboseala de suprarenale, dar inclusiv reglarea hormonilor de stres, da, care sunt produși de glanda suprarenală, începe prin această racordare la ritmul circadian. Ce aș vrea să vă spun încă din capul locului, pentru cine este această prezentare, o să mă vedeți uitându-mă în foi, pentru că, din fericire, mi-am și printat prezentarea, pentru că chiar nu vreau să uit anumite lucruri care vreau să ajungă la voi și vreau să vedem din capul locului pentru cine am gândit această prezentare, pentru a ști și tu dacă ești în locul potrivit sau mai bine faci altceva în această frumoasă după-amiază de toamnă. Este normal pentru tine dacă acum ești obosită și ai vrea să ai mai multă energie. Asta este primul și cel mai important aspect. Este pentru tine dacă ești mamă, ai multe lucruri cu care trebuie să jonglezi, dar înțelegi cumva că trebuie să te ocupi și de tine și că și starea ta de bine este o prioritate. Mai este pentru tine dacă consider că recăpătarea energiei nu se face doar prin a bea mai multă cafea, ci înțelegi că este un efort, dacă vrei, care constă în punerea la oaltă a mai multor elemente, printre care aș menționa această racordare la ritmul circadian, deci respectarea ceea ce se întâmplă în afara ta, respectarea ceea ce se întâmplă în corpul tău, nevoile tale, deci alimentație, relaxare, somn, toate aceste aspecte care nu ne dau numai energie, ci ne dau și sănătate overall și echilibrare pe toate dimensiunile dereglate din corpul nostru.
Mai este pentru tine dacă ești curioasă să înțelegi cum funcționează toate aceste lucruri împreună și de ce e important să le știi. Dacă nu ești curioasă cum funcționează, îți recomand să te uiți direct la finalul materialului, la finalul live-ului, unde voi avea soluțiile. Da? Deci câteva dintre soluțiile pe care ți le pot oferi la acest moment. Și nu în ultimul rând, ești obosită, dar ești dispusă să faci schimbări și înțelegi că, practic, dacă vrei să te simți altfel decât te simți la momentul actual, este nevoie să modifici cauzele care au dus la declanșarea acestor stări în corpul tău. Ok. Acum că știm pentru cine este discuția de astăzi, haideți să vedem dacă ai rămas aici, ce vei afla din această discuție. Sau, mă rog, de ce e important să știi ce vei afla mai întâi și apoi o să spun și ce vei afla. Vei afla cum îți este impactat nivelul tău de energie, de stilul tău de viață actual. Vei mai afla dacă ai un nivel rezonabil de oboseală, unul care este cumva normal să existe în anumite zile, sau te îndrepți către oboseală cronică, da? Cum spuneam și într-una dintre postări, care de obicei vine cu disfuncționalități la nivelul celulelor și vei afla cam care este direcția în care să mergi dacă vrei să-ți recapeți energia? Haideți să-ți spun și despre mine câteva cuvinte. Dacă nu mă cunoașteți, dacă nu mă cunoști, eu sunt Claudia Buneci, sunt health coach, lucrez în acest domeniu al nutriției de aproximativ 7 ani. Am renunțat la viața de corporație după ce s-a născut primul dintre cei 3 băieți ai mei. Deci sunt și mamă de 3 băieți, unul de 8 ani și doi care sunt gemeni de 4 ani. Lucrez preponderent cu mame și viitoare mame și îmi place să fac asta pentru că simt că în calitate de coach este minunat să îți poți înțelege clientul cât mai mult, da? Și cumva am trecut și prin această perioadă în care îmi doream să devin mamă și nu mi-a ieșit atât de ușor cu primul copil, am trecut prin două sarcini și acum trec prin provocările de zi de zi pe care le aduce mămicia și poate și de asta subiectul acesta al energizării mi-a devenit drag și am început să fac mai mult research pe el și să dezvolt programe și content în direcția asta, da? Ok, haide să vedem mai în detaliu despre ce vom vorbi astăzi. Spuneam că vei afla dacă ai oboseală cronică sau oboseală normală și asta cu ajutorul unor întrebări pe care eu o să ți le pun ție și tu vei vedea cum este la tine. Vom vedea ce este cu racordarea asta la ritmul circadian, cum îți impactează ea, nivelul de energie, care sunt cauzele principale ale deconectării de ritmul circadian și ce urmări are această deconectare în corp și 3 mecanisme prin care se întâmplă asta, un pic mai științific, dar cred că este important să înțelegeți un pic și ce se întâmplă efectiv în corp, pentru că cred că în momentul în care înțelegem, avem și motivația să facem schimbări în corpul nostru și în stilul nostru de viață. Și nu în ultimul rând, 3 tehnici prin care să reușești să te reconectezi la ritmul circadian. Din nou, nu sunt rocket science, poate sunt lucruri pe care le-ai mai auzit, dar sunt lucruri pe care poate când le auzi, fără să auzi partea de știință din spatele lor, nu le iei la fel de puternic în seamă.
Ok, haide să vedem. Mi-ar plăcea foarte mult să-mi spui, înainte să începem efectiv, să-mi spui pe o scală de la 1 la 10, care este nivelul tău actual de energie. Asta pentru că mi-ar plăcea foarte mult să înțeleg cu ce te confrunți în acest moment. Deci aștept de la voi să îmi scrieți pe o scală de la 1 la 10, care este nivelul vostru actual de energie? Mie nu se aude? Este adevărat că nu se aude? Mai are și altcineva această problemă? Vă rog frumos să-mi scrieți dacă nu se aude. Acum am văzut la mesaje. Deci, repet întrebarea și vă rog mult să-mi spuneți dacă nu se aude. La mine, pare că totul este în regulă. Ok, deci din moment ce Adela mi-a răspuns, înseamnă că se aude. Adela spune că nivelul ei de energie actual este 7. Ok, mulțumesc. Mulțumesc, Rox. Ok, se aude. Aveam un comentariu care îmi spunea că nu se aude. Deci, încă o dată, vă rog să-mi spuneți care este nivelul vostru de energie între 1 și 10. Și dacă nu-mi spuneți mie, vă rog mult să vă spuneți vouă acest lucru și să vă spuneți de asemenea unde ați vrea să fiți cu nivelul de energie în cele mai multe dintre zile. Ok, haideți să vedem un pic cam care sunt simptomele cu care ne confruntăm atunci când suntem obosiți, spre obosiți cronic. Deci, haideți să vedem. Ți se par cunoscute următoarele simptome. Ești obosit sau extenuat pe parcursul celor mai multe zile. La nivel de digestie, observ că ai zilnic balonare, flatulență, constipație sau diaree, sau știi că ai intoleranțe sau alergii. Pe altă palieră avem brain fog, de senzația de ceață la nivelul creierului sau și asociată cu anxietate și depresie. Avem dificultatea de a face mișcare către neputința de a face mișcare. Deci ne dorim, dar pur și simplu nu avem energia necesară pentru a putea face asta și avem dependență de zahăr. Și spoiler alert, vă spun că pofta de dulce este foarte legată, este un subiect foarte legat de nivelul de energie și voi vorbi și despre ea în această serie de live-uri. Pentru că știu că este foarte așteptată și primesc multe întrebări pe subiectul ăsta. Și nu în ultimul rând, ești obosită ziua, dar nu poți să te odihnești seara. Da? Deci astea sunt câteva dintre simptomele cu care ne confruntăm în oboseală, iar din experiența mea vă spun că de multe ori avem dezechilibre hormonale care sunt asociate acestei oboseli. Și nu în ultimul rând, probleme de insulină, probleme de rezistență la insulină. Da? Haideți să vedem care este combinația care ar trebui să ne dea de gândit. Da? Dacă avem un grad rezonabil de oboseală în timpul zilei și se întâmplă uneori, deci care nu este recurent, da? Și se întâmplă uneori să avem un somn deficitar, dar nu mereu. Există probleme de oboseală, dar nu sunt atât de grave. Da? Deci nu sunt probleme în legătură cu care să ne îngrijorăm. Sunt probleme pe care le putem regla mai ușor înainte ca ele să producă damage în corp. Da? Deci înainte să existe alte probleme care apar în urma acestor dezechilibre. Dacă există această oboseală în timpul zilei și probleme de somn, dar apare deja senzația de ceață, da? Senzația de brain fog, și simptome de anxietate, înseamnă că deja dezechilibrele sunt mai mari la nivelul corpului și că deja nu ar trebui să mai întârzi în a lua măsuri, pentru că probabil
sunt deja disfuncționalități la nivel celular. Și dacă pe lângă acestea există și dificultatea de a face sport sau lipsa totală a motivației de a face sport sau durere în corp, înseamnă că problemele de oboseală sunt deja destul de mari și probabil te îndrepți către oboseală cronică. Desigur că lucrurile astea, asta nu este un diagnostic medical, ci este un test ca tu să știi pe unde te afli. Însă ceea ce pot să-ți spun este că dacă te recunoști în ceea ce am descris acum, nu este de stat și chiar dacă tu ești în... Deci nu există probleme atât de mari, în momentul în care au apărut disfuncționalitățile, dacă apare un stresor mai puternic, tu poți cu ușurință să treci să treci repede peste câțiva pași și starea ta să se deterioreze. Da? Deci este un echilibru fragil și de aceea este important să iei măsuri. Ce aș mai vrea să-ți spun este că aș vrea să fii rezonabil în legătură cu așteptările pe care le ai de la tine atunci când faci schimbări de stil de viață. Și trecând prin aceste simptome, mi-aduc aminte de o clientă de-a mea pe care o voi numi Sorina, nu acesta este numele ei, însă pentru privacy o voi numi așa, care a venit la mine cu kilograme în plus și cumva ăsta a fost principalul motiv pentru care a venit la mine, pentru că a încercat tot ceea ce știa ea că funcționează, însă nu funcționa, deși ea mânca foarte puțin. Sorina se culca târziu, se trezea târziu și se trezea obosită, nu putea face mișcare, era foarte, foarte obosită, foarte înțepenită fizic, să spun așa, și avea inclusiv dezechilibre hormonale. Bineînțeles că avea și rezistență la insulină, care era asociată acestor kilograme în plus, care trenau de mulți ani de zile. În momentul în care a început să facă schimbări și racordarea la ritmul circadian a fost cu siguranță unul dintre ele, lucrurile au început să se regleze în ordinea piramidei, dacă vreți. Da? Recăpătarea energiei în acest context este pe vârful piramidei și se recapătă destul de repede. Ea nu este însă în linie cu reglarea problemelor metabolice, pierderea în greutate. Deci lucrurile astea se întâmplă, dacă vreți, către finalul procesului, când corpul s-a dezinflamat și a început să se regleze. De aceea fac această paranteză pentru că am făcut și o postare despre asta. Văd femei care sunt obosite, da? Deci femei care sunt obosite din vari motive, și care vor musai să slăbească și calea, cum să spun, știută este că trebuie să ne înfometăm. Și nu facem decât să ne facem foarte mult rău în acest context, pentru că, de fapt, ceea ce trebuie să reglăm este tot lanțul de întâmplări, să zic așa, tot lanțul, tot ritmul vieții noastre. Și mai întâi să ne simțim bine și apoi începem să pierdem și în greutate. Da? Este important, vă rog mult, nu vă biciuiți, cum spun eu. Da? Deci nu putem unei persoane super obosite care încă se trezește noaptea să-i cerem să slăbească, da? Prin înfometare. Ok. Haideți să vedem dintre simptomele astea pe care le-am menționat mai sus, în care te regăsești tu mai mult și cu care simți tu că ai mai mult de luptă, da? Care este al tău dintre ele și cu care ar trebui tu să-ți începi reglarea? Din nou, mă ajută mult răspunsurile voastre pentru că înțeleg mai bine cui mă adresez și
care sunt problemele cu care vă confruntați. Deci nu vă fie jenă să spuneți exact ce simțiți. Ok, haideți să vedem ce se întâmplă cu ritmul circadian. Vă spuneam că prezentarea era foarte faină și aici aveam un slide pregătit cu ceea ce se întâmplă în corpul nostru de-a lungul celor 24 de ore. Nu-i nimic, o veți regăsi prezentarea alături de multe alte detalii în programul Energie de Durată, pentru acelea dintre voi care simțiți că aveți mult de lucru pe această zonă. Deci, haideți să vedem ce este cu ritmul circadian. Deci, practic, ritmul circadian este această trecere zi-noapte, da? Deci, acest ciclu de zi-noapte, care este unul dintre ciclurile care ne marchează nouă, ne influențează nouă existența, alături de ciclul anotimpurilor, alături de fazele lunii și fazele ciclului menstrual, asta la nivel personal. Toate acestea sunt niște schimbări foarte importante care se întâmplă în afara corpului nostru sau în corpul nostru, de care noi trebuie să învățăm să ținem cont. Apropo de ritmul circadian, trebuie să știți că noi suntem foarte influențați de apusul și răsăritul soarelui, chiar dacă noi nu prea mai suntem conștienți de lucrul ăsta. În creierul nostru există un așa numit ceas biologic care influențează procese, hormoni, neurotransmițători din corpul nostru și acest ceas biologic este reglat în funcție de lumină și întuneric. Deci sunt două aspecte esențiale în funcție de care curge totul în corpul nostru. Da? Deci de aceea începem discuția despre energizare prin discuția despre ritm circadian. Ce influențează acest ceas, acest flow zi-noapte? Influențează, cum spuneam, hormonii noștri, hormonii care țin de nivelul nostru de energie, hormonii care țin de metabolismul nostru, hormonii care țin de senzația de foame și de sațietate, influențează starea pe care o avem când ne trezim și starea pe care o avem în timpul zilei, influențează neurotransmițătorii și despre ei o să vorbesc mai mult în prezentarea de astăzi, influențează nivelul de stres, și anume, practic, statusul cortizolului, prolactinei, dar în primul rând al cortizolului. Ele sunt foarte, foarte legate, toate aceste aspecte, și nu în ultimul rând influențează longevitatea, felul în care îmbătrânim. Da? Deci, practic, ăsta este un secret aproape, pentru că l-am uitat. În această goana noastră către anti-aging, avem la îndemână niște instrumente foarte simple și unul dintre ele este să dormim. Să dormim atunci când trebuie, să dormim eficient, iar pe durata zilei să-i dăm creierului mesaje că este zi. Despre multe alte secrete care se numesc hormesis, da? În afară de partea asta de somn, voi vorbi pe larg în acest program, un program Energie de Durată și acum lucrez la prezentare, nu chiar acum sunt în live, în această perioadă lucrez la prezentare și vă zic că o să fie super tare. Bun, iată, deci ce vreau să știți este că 8 ore de somn nu sunt suficiente neapărat, da? Este important ca ele să fie alocate atunci când trebuie și mai este important ca în timpul zilei și înainte de somn să facem ceea ce trebuie pentru ca acest somn să fie unul eficient și să fie unul în care corpul nostru își poate face reglajele, ajustările. De aceea a fost lăsat somnul, pentru ca noi să ne putem însănătoși. Noi am fost prevăzuți cu acest instrument fabulos de auto-reglare,
Și tot ceea ce produce corpul nostru în acest sens este de sute de ori mai puternic decât orice pastilă pe care noi am luat-o, indiferent de calitatea ei. Da? Care sunt principalele cauze care duc la această deconectare de ritmul circadian? Sunt două și sunt destul de simple și probabil intuitive în urma a ceea ce am spus până acum. 1. Faptul că pe durata zilei creierul nostru nu primește suficiente mesaje care să-i spună lui că este zi, da, că este lumină, da, este lumină naturală și el trebuie să dea drumul la procesele din timpul zilei, iar pe durata nopții primește prea multe mesaje de tip diurn, de tip de zi, da? Și este debusolat și din nou nu intră în acțiune, ceea ce ar trebui să intre, deci hormonii și reparațiile pe care corpul nostru ar trebui să și le facă. Și din nou aici aveam un slide despre orele a care fiecare dintre organe intră în reparații și la care au activitatea lor maximă. Și, de exemplu, trebuie să știți că dacă noi nu ne facem ciclurile de somn profund, somn superficial și dacă ele nu pică, între ghilimele, atunci când ar trebui să fie pe reparația organelor, practic în acea zi tu ai ratat refresh-ul, să zic așa, da? Pe care ar trebui să-l primească vezica biliară, ficatul și tot așa, da? Toate aceste dereglări mai întâi dau mesaje subtile, da? Dar dacă ele continuă și se cronicizează, aceste mesaje subtile devin niște bătăi puternice în ușă sub forma dezechilibrelor din corpul nostru pe care le voi menționa acum mai în detaliu. Deci ce se întâmplă atunci când această deconectare de ritmul circadian este una cronică? Apar bolile inflamatorii în corp, da? Deci deconectarea de ritmul circadian este un factor care contribuie la apariția acestor boli în corp. Slăbește sistemul imunitar și acesta este un subiect foarte interesant, mai ales în contextul coronavirusului, da? Și suntem destul de puțin conștienți de importanța trăirii în armonie cu ceea ce se întâmplă în afara noastră. Am văzut că suntem destul de conștienți sau cele mai multe mame sunt atente la somnul copiilor, dar nu și la lor. Da? Este valabil și pentru noi adulți și noi avem nevoie de somn și de trezire atunci când este nevoie. Crește riscul bolilor de tip metabolic și al sindromului metabolic, da? Și al cancerului și al bolilor cronice, cum sunt cele de inimă. Da? Crește nivelul hormonilor de stres, cum este cortizolul și prolactina. Accelerează procesul de îmbătrânire, le-am mai menționat. Afectează calitatea memoriei. Impactează nivelul de anxietate și de depresie pe care le simți. Și, bineînțeles, nu în ultimul rând, scade nivelul de energie, pentru că ăsta este cuvântul cheie al discuției de astăzi. Dacă aveți întrebări, o să vă rog să le lăsați în comentarii și o să vă răspund la final. Roxana, tu deja mi-ai pus niște întrebări foarte bune. Nu mi le-am notat, să știi. Am avut o scăpare, deci te rog foarte mult dacă poți să le reiei în comentarii, m-aș bucura foarte mult dacă nu mi-amintesc așa în mare cam ce m-ai întrebat și oricum îți voi răspunde cu drag. Ești cuprinsă în timing, ca să zic așa. Haideți să vedem care sunt trei mecanisme de care nu suntem atât de conștienți, prin care această deconectare de la ritmul circadian ne impactează energia. Prima dintre ele este faptul că afectează
activitatea mitocondriei. Da? Prefer să vorbesc mai puțin despre adrenals, despre suprarenale, despre care cu siguranță ați mai auzit vorbindu-se, și vreau să vă aduc în atenție alte lucruri care sunt la fel de importante pentru recapătarea energiei. Da? Deci, practic, spuneam că este afectată. N-am băut apă, stați puțin. Activitatea mitocondriei, care astfel se fragilizează. Apoi, procesul de autofagie este afectat și o să explic imediat ce înseamnă lucrul ăsta. Și nu în ultimul rând, funcțiile neurotransmițătorilor sunt și ele afectate. Desigur că sunt mai multe mecanisme care duc la aceste dereglări, însă am ales să mă opresc asupra acestora. Bun, deci un lucru foarte important pe care nu știu cât de mulți dintre voi îl știu. Voi știți cu siguranță că melatonina este hormonul somnului, însă melatonina nu este doar hormonul somnului, ci este și o substanță cu proprietăți magice, o poțiune magică care intră în celule și repară damage-ul de acolo, da? Deci repară stricăciunile care au apărut în timpul zilei și ajunge inclusiv la mitocondrie, care este practic uzina care produce energie în corpul nostru. Închipuiți-vă că zilnic produceți mai puțină melatonină decât vă trebuie și asta pentru că nu-i permiteți corpului să producă melatonină atunci când are nevoie să facă asta. Melatonina, în principiu, începe să se producă odată cu lăsarea întunericului, da? Și poate să intre în celule și să acționeze dacă hormonul stresului, cortizolul, nu este sus. Eu spun, fac o comparație și spun că cortizolul și melatonina sunt ca soarele și luna. Și în condițiile în care soarele este sus pe cer, luna nu se vede, deci nu poate acționa. Și aici legătura cu suprarenalele și cu nivelul de stres din viața noastră. Da? Deci, dacă vrem să lăsăm melatonina să acționeze, trebuie să ținem cont de lucrul ăsta pe toată durata zilei și mai ales atunci când ne pregătim ultimile ore înainte de a ne culca. Vorbesc pe larg despre acest subiect, despre care ar trebui să fie ritmul zilei optim. Vorbesc pe larg în materialele pe care le pregătesc pentru programul Energie de Durată și din nou vă spun că este super fain. Deci, practic, ceea ce trebuie să înțelegem este că dacă nu ne expunem la tipul corect de lumină când trebuie să ne expunem, nu să împiedicăm procesele din corpul nostru. De exemplu, dacă seara ne expunem la lumină artificială sau dacă avem stresul ridicat, da, dacă avem cortizolul ridicat, creierul nostru, ceasul nostru biologic este debusolat și nu-i mai spune glandei pineale să producă melatonină, ceea ce în timp duce la această fragilizare a mitocondriei care nu-și mai face curățarea, nu-și mai face repararea corespunzător. Și dacă se întâmplă o noapte, două, nu este o problemă, dar dacă este ceva care este repetitiv, atunci duce la damage-uri serioase de probleme de mitocondrie, da? La probleme serioase la nivelul mitocondriei, care normal că se traduc prin această lipsă de energie, pentru că practic nu o primești de la uzina care ar trebui să o producă. Da? Ziceam că al doilea mecanism prin care se produce această
lipsire de energie în corp este acest proces de autofagie care este afectat. Procesul de autofagie are legătură cu această reparare a celulelor și a mitocondriei care ar trebui să se întâmple în timpul nopții. Și aici din nou revin la acel tabel, să-l spun, să-l numesc așa, acel vizual în care vedem care sunt intervalele orare în care fiecare dintre organe intră în atenția creierului, să spun așa, în care el știe că trebuie să trimită acolo armatele, cum le spun copiilor mei, ca să înțeleagă armatele de reparare. Deci această autofagie este un fel de reciclare la nivel celular, care trebuie să se producă pentru că ziua celulele muncesc ca să-și facă treaba, iar seara ele intră, dacă vreți, în service. Da? Dar ca să se poată produce acest lucru, noi trebuie să respectăm ciclu zi-noapte. Da? Deci, dacă tu nu îți faci somnul bun, nu primești melatonină și nu și ciclurile de somn când trebuie, nu se poate repara corpul tău, da? Și de asemenea, acest proces de autofagie este cheie în anti-aging. Deci pentru acelea dintre voi care sunt preocupate de anti-aging, este foarte important să înțelegeți mecanismul ăsta și poate doriți să citiți mai multe despre subiectul ăsta. Eu cu siguranță voi vorbi la capitolul despre ritm circadian și somn în programul Energie de Durată. Bun, ziceam că al treilea mecanism este acela prin care sunt afectate funcțiile neurotransmițătorilor. Și dau câteva exemple acum ca să vedeți despre ce este vorba. Spuneam că ceasul circadian influențează și felul în care funcționează neurotransmițătorii noștri, dar aceștia mai sunt influențați și de flora noastră, și de nivelul nostru de hormon sexual, de exemplu, și de aceea lucrurile sunt foarte legate. Și nu putem să vorbim despre energie fără să ne referim la floră sau la detox sau la restul hormonilor din corpul nostru. Da? Bun. Haideți să ne referim un pic la serotonină. Serotonina este foarte, foarte legată de lumină, lumina naturală, care este un puternic antidepresiv și ieftin. Serotonina este responsabilă cu starea de bine, cu starea de, cu bucuria, cu plăcerea pe care ne permitem să o simțim în viața noastră. Și când această serotonină nu este produsă în cantități suficiente, ne confruntăm cu furie, ne confruntăm cu depresie, cu anxietate și nu în ultimul rând cu lipsa, sau mă rog, cu dificultăți de a dormi și de a dormi. Da? Serotonina este un hormon foarte important care se produce în mare măsură în floră. Ele, din nou vă spun, lucrurile sunt foarte, foarte legate, dar le luăm pe rând ca să înțelegem ce putem face ca să fim bine. O să mă refer acum la GABA, care este un hormon de relaxare și de calmare și din nou are mare legătură cu nivelul nostru de progesteron. Ce se întâmplă când GABA nu este produsă în nivel suficient? Apare anxietate, apar atacuri de panică, apare acea persoană care nu mai tace în capul tău și îți spune numai câte probleme ai tu, din cauza cărora tu oricum nu poți dormi, că e foarte greu și foarte mult, da? Și dificultatea de concentrare, pentru că gândul îți zboară în continuu la multele lucruri pe care tu le ai de făcut și de care ești copleșită. Și mă mai refer la orexină, despre care se vorbește destul de puțin în zilele noastre. Nu în zilele noastre, se vorbește destul de puțin la noi, dar în zilele noastre se vorbește destul de mult despre orexină, care este hormonul responsabil de energie și care este foarte legat de mesele pe care le ai.
Acest nivel scăzut de orexină îți dă cu siguranță un nivel redus de energie, mai ales după anumite mese, și îți dă greutate în exces și îți mai dă dificultatea de a adormi. Din nou, spoiler alert, o să vorbesc și despre lucrul ăsta în curând, chiar săptămâna viitoare. Ok, haide să vedem care sunt trei tehnici care te ajută să-ți crești nivelul de energie acum. Urmând firul logic al prezentării, primul lucru pe care poți să-l faci ca să-ți anunți creierul că este zi, este să te expui la lumină naturală în prima oră după trezire. În prima oră după trezire este foarte important să faci lucrul ăsta. Dacă te trezești și e încă întuneric la tine, dacă se prelungește mult această stare, există niște lămpi speciale cu anumite unde, da, care transmit mesajul corect creierului tău. Dacă se luminează un pic mai târziu, îți recomand să ieși afară de îndată ce se luminează și te miști afară optim și mai bine este să cumulăm expunerea la lumină naturală cu ceea ce am amintit mai devreme ca hormesis, acei booster de energie, acele secrete, dacă vreți, pentru energizare, pentru repornirea mitocondriei, la care vă spuneam că lucrez momentan pentru a include în programul energie de durată. Bun. Și altceva. Încercăm ca pe durata zilei să nu stăm la lumină artificială, să nu stăm la acele neoane, da? Sper că aveți posibilitatea să vă aerisiți bine camera, birou mai ales, pentru că știu că clădirile de birouri nu sunt prevăzute cu, mă rog, nu putem să deschidem geamul acolo, este un pic mai complicat. Acum lucrăm destul de mult acasă și putem să ne trecem și pe noi în agenda și să ne scoatem în pauze la o plimbare afară. Da, la ceea ce colegii noștri care erau la corporație numeau pauza de țigară. Ei fumau, noi ieșim pur și simplu să ne aerisim, să respirăm. Sunt niște lucruri foarte, foarte importante pentru creierul nostru. Al doilea aspect, dacă m-am referit la prima parte a zilei, al doilea aspect este ceea ce faci înainte să te culci. Deci, înainte cu măcar o oră, optim două, înainte să te culci, nu te expune la blue light, la niciun fel de lumină, de tabletă, televizor. Dacă trebuie neapărat să faci ceva de genul ăsta, există anumite aplicații acum care blochează spectrul acela de lumini care la rândul ei ar bloca melatonina. F.lux, eu le-am pe laptop și pe iPhone am ceva gen Night Shift sau ceva așa se numește, cred că există pe toate telefoanele ceva default. Dar oricum cel mai bine este să încerci să te deconectezi de la toate lucrurile astea. Am experimentat zilele trecute, trebuie să cumpăr niște cadouri și am stat seara să le comand pentru că aveam energie, mă simțeam ok. Și apoi am dormit foarte prost, am adormit foarte greu și când mai fac o aroganță din asta, simt imediat că nu este ok, atât când adorm, cât și a doua zi, pentru că nu mai am același nivel de energie în cursul zilei. Deci este foarte important să lăsați deoparte lucrurile astea pentru că practic noi vrem să ne deconectăm de la toate nebunia asta și să ne conectăm la noi, la propriul corp, la propriile bucurii, tristeți, da? Să ne auzim acea voce care nu ne lasă să ne culcăm, să-i dăm spațiu să se exprime ca apoi să dormim bine. Da? Apoi, nu uităm să scoatem din cameră orice fel de device,
Apropo de ceasurile astea care sunt super la modă, care măsoară chestii, eu le recomand să le folosiți, nu știu, de 2-3 ori pe săptămână pentru a vă măsura felul în care dormiți, dar nu continuu. Și eu am și mi-l pun doar din când în când, tocmai ca să nu am unde care interferează cu cele pe care, deci care nu interferează cu procesele din corpul meu. Telefonul mai țin pe airplane mode, pentru că am alarmă pe el și mai departe de pat și cam atât. Și dacă cumva aveți Wi-Fi în cameră, vă rog să-l închideți. Dacă se poate, închideți-l și în apartament. Pentru că chiar dacă mai sunt în jurul vostru, nu sunt atât de aproape de voi. Da? De ce e important să ținem cont de lucrurile astea ca să ne ajutăm să dormim mai bine? Nu în al treilea rând, un alt secret, ci mai bea o gură de apă. Radio e ok în cameră, mă întreabă Oana. Dacă e pornit și în priză, nu. Deci îl scoți din priză și îl baci pe urmă în priză. Deci încercăm să nu avem, mai ales și lucrurile astea sunt cu atât mai valabile, cu cât suntem noi mai sensibile și simțim că nu reușim să dormim bine. Da? Deci nu avem cu toții nevoie de optim. Da? Sunt unele persoane care dorm foarte bine, deși nu respectă toate lucrurile astea, deși poate merg la alergat la 8 și la 10 jumate se culcă. Da? Deci nu sunt de asta am și spus de la început, sunt pentru acele persoane care simt că au nevoie să fie mai bine. Da? Fiecare dintre noi e diferit și reacționăm diferit și avem un grad de toleranță mai mare sau mai mic. Al treilea lucru pe care îți spun că îți influențează nivelul de energie și îl poți schimba este cel legat de mesele tale. Mesele tale, momentul în care le iei și ce conțin ele, influențează atât digestia lor, pentru că trebuie să ținem cont de orele alea optime din zi, apropo de organele tale, când îți spuneam că sunt pregătite să primească mâncare, și de felul în care îți impactează hormonii și mai ales această orexină, care este responsabilă pentru nivelul tău de energie. Și în live-ul de săptămâna viitoare o să detaliez despre asta. Și mai este important, acest se numește fasting, dar eu nu l-aș numi fasting, ci această optimizare a orelor de masă, astfel încât să-ți restrângi intervalul în care mănânci la 8-9 ore și să nu fie un interval de 12-13 ore, de să nu mănânci de la 7 dimineața la 10 seara, da? Deci încercăm să 8, 9, 10 ore în funcție de multe lucruri, inclusiv, nu știu, insulină, sarcină, sunt multe lucruri de care trebuie să ții cont și nu recomand deloc măsuri din astea super restrictive, doar pentru că ți le-am spus eu într-un live, deci fără ca tu să știi despre tine mai multe sau terapeutul să știe despre tine mai multe, însă o restrângere a intervalului la 10 ore, de exemplu, este una de bun simț și nu se mai numește fasting. Da? Se numește pur și simplu o respectare a ritmului corpului tău. Despre mese și despre toată partea asta, la fel vorbesc pe larg în program, un program energie de durată, pe care Oana l-a parcurs, by the way, care ne-a scris aici în comentarii, dar Oana, să știi că tu o să rămâi cu acces în program, o să fie super updatat, așa că te invit să-l urmărești în perioada următoare, să urmărești videourile noi pe care le voi adăuga și
Până atunci, vă invit să descărcați meniul gratuit pentru energizare pe care l-am pe site la categoria bonusuri, dacă nu ați făcut-o deja, pentru că acesta este un meniu care respectă cele mai importante principii pe care le voi dezvolta și în video următor, da? Deci cele mai importante principii pentru mese, pentru a-ți crește energia. Deci îl găsiți la categoria bonusuri la categoria bonusuri pe site. Bun. Haideți să îmi spui cum ți s-a părut astăzi. M-ar ajuta mult să-mi spui dacă prezentarea de azi ți-a fost de ajutor și mi-ar plăcea să-mi spui cam care dintre aspectele pe care le-am menționat că te ajută să-ți crești nivelul de energie, simți tu că poți și trebuie să le pui în aplicare. Deci partea de lumină dimineața sau de ritual de seară sau de ajustare a meselor, astfel încât să îți impacteze pozitiv nivelul de energie. Mi-ar plăcea mult să am feedback-ul tău. Este fără judecată, să știți. Este pe bune. Și pentru a vedea dacă vă este de folos vouă. Ok, haideți să facem o recapitulare a ceea ce am discutat astăzi și apoi o să vă răspund și la întrebări. Deci, ai aflat astăzi cum distingi între oboseală normală, să zic așa, și oboseală cronică. Ai aflat despre cum îți impactează ritmul circadian, nivelul de energie și ce se întâmplă odată cu apariția acestei deconectări și ai aflat trei factori, trei aspecte, să zic așa, pe care poți să le pui în practică acum pentru a-ți crește nivelul de energie. Se poate să faceți lucrul ăsta, dar trebuie perseverență și organizare. Da? Deci este foarte important să pornim fără heirup, ci cu motivație și uitându-ne unde vrem să ajungem. Ok, o să încep cu întrebările Roxanei. Este indicat să ne trezim natural fără alarmă și să respectăm un orar fix de culcare-trezire. Foarte faină întrebare, ți-am spus și pe grup, Roxana, și este foarte faină pentru că cumva, cum să spun, sumarizează frumos ceea ce am spus eu până acum. Deci, da, este indicat să ne trezim natural, fără alarmă, și dacă cumva trebuie să ne punem alarma, este recomandat ca asta să fie una blândă. Deci nu una din asta care ne dă în cap, direct, tare. Sunt anumite alarme care inclusiv emit lumină, pentru că creierul nostru se trezește odată cu apariția luminii și ele încep să emită din ce în ce mai multă lumină și creierul nostru receptează lumina și te trezește blând. Da? Ca să ne putem trezi blând, trebuie să ne culcăm la o oră rezonabilă, astfel încât corpul nostru să-și facă orele de somn și ciclurile de somn. Și da, este foarte indicat să respectăm un orar cât de cât fix de culcare și de trezire. Din nou, asta este valabil pentru cei care nu au foarte multă flexibilitate aici. Și în momentul în care dai această predictibilitate corpului, el știe ce să facă și știe cum să se organizeze. De astea lucru în ture, din punctul meu de vedere, de câte ori am cliente care lucrează în ture, prima recomandare este să schimbe jobul. Deci mai bine lucrezi doar de noapte decât în ture. Deci este îngrozitor pentru corpul nostru. Nimeni nu ar trebui să-și facă așa ceva, mai ales după 30 de ani. Pur și simplu îți dă totul peste cap, da? În măsura în care suntem mai flexibili, putem să variem ora de somn, măcar cu o oră, să zic. Dar în momentul în care vrem să ne reglăm, atunci optim să stăm în același time frame. E ok să avem orare de somn diferite în funcție de anotimp. Da,
avem orare de somn diferite în funcție de ora de afară, de lumina de afară și avem nevoi diferite de somn în funcție de anotimp. Deci, în principiu, avem nevoie de mai mult somn în anotimpurile mai reci și avem nevoie de mai puțin somn, cu cel puțin o oră, în anotimpurile mai calde. De asemenea, apropo de ora de somn, când se întunecă mai repede afară, avem un interval mai lung în care trebuie să ne culcăm, adică, de exemplu, dacă se întunecă la 7, să zic, da? Ne putem culca undeva într-un time frame de 3 ore, 3 ore și ceva după ce s-a întunecat. Dacă se întunecă la 9, mai scade intervalul ăsta și ne putem culca către ora 11, adică nu mai stăm tot 3-4 ore, da? Pentru că suntem mult mai activi ziua, dar corpul nostru primește alte mesaje, da? Cu totul funcționează diferit. De asta nu putem ignora anotimpul, nici când vorbim despre alimentație, despre somn, despre hidratare, totul cumva se schimbă în funcție de anotimp. Mă mai întreba Mădă pe Instagram, Mădălina, mă întreba pe Instagram ce face că lucrează mai mult noaptea, adică are programul de somn seara, programul de job seara și majoritar online, 3 zile pe săptămână. Și, în primul rând, dacă nu îi afectează, jobul, i-aș recomanda să-și pună acea aplicație, Fluxu, și să aibă grijă la lumina din cameră, pe durata, dacă o poate modifica, pe durata evenimentelor, pentru că mă este instructor de yoga și are tot felul de programe foarte faine pe care le ține seara. Apoi, ideea e ca după ce se termină evenimentul să, și cred că nu este ea singură, de asta răspund, după ce se termină evenimentul să termin complet cu partea asta de blue light, deci cu partea de conectare la laptop la, și să încerci să faci o baie, să încerci să faci o meditație, să încerci să stingi luminile prin casă, să-ți acorzi, ea termină pe la 9, să-ți acorzi acel timp de relaxare care poate să fie de o oră jumate, practic să ai pregătit tot ce trebuie să mai trimiți după, dacă trebuie să trimiți, dacă nu, să termin complet cu conectarea la blue light și în celelalte zile să nu ai expunere la blue light la orele alea. Nu este chiar atât de complicat dacă termin la ora 9, da? Este mult mai complicat dacă termin la ora 11. Și dacă după ora 9 ai mare grijă cu ceea ce faci, se așează energia în corpul tău și mai ales tipul de activitate pe care l-ai până la ora 9 contează, dacă îți crește cortizolul mult sau dacă e dimpotrivă ceva care te așează. Ok, ce părere ai despre dormitul cu blackout? Da, Oana, asta e o altă, pentru cei care au probleme cu somnul, e o altă treabă foarte faină. Pentru că te ajută efectiv să produci melatonină mai bine și de asemenea auzul este foarte important în contextul ăsta. Deci dacă dormim la bulevard, la, nu știu, trec în continuu, mașini sau mai știu eu ce, din nou putem să punem un white noise dacă suntem foarte, foarte sensibili, pe care odată ce ne-am reglat, încercăm să le eliminăm. Apropo de noi toți trei ne trezim natural la o serie de draperii, mare parte din lumină. Exact. Însă am văzut că... Nu, și eu am blackout-uri în camera copiilor mai ales, însă ce fac? Este că pe noapte le mai deschid.
Deci după ce ei adorm, le mai deschid, mai ales când nu este vară și asta nu înseamnă că se trezesc la 5 jumate. Deci, natural, așa ar fi, când ne culcăm să fie blackout și apoi să existe expunerea asta la lumină naturală, cum explicam și la partea de alarmă, creierul nostru se trezește încet, încet și începe să producem cortizolul prin expunerea la lumină naturală. Asta e triggerul care îi spune lui, vezi că, uite, în curând, peste 2 ore, te trezești și îți trebuie cortizol și haide să producem. Deci, în mod normal, nu ar trebui să-l perturbe blackout-ul, dar optim, cel puțin în afara sezonului cald, când se luminează foarte devreme, ar fi bine să le mai deschizi, dacă poți. De exemplu, dacă, nu știu, vă treziți noaptea și mergem la toaletă, astfel încât să putem să receptăm lumina. Da? Ok. Adela zice, super interesante informațiile. E încă greu să schimb obiceiurile. Da, cu siguranță. Cu mesele e greu, joglez în funcție de programul de la muncă. Noaptea mă trezește piciu. Da, deci ideea e, Adela, că cu mamele nu iese optim procesul ăsta, nu iese optim ritmul, partea de noapte, de somn profund. Tocmai de asta trebuie să avem grijă de restul ca să fie cât mai bune, pentru că corpul mamelor este făcut să reziste, dar nu să fie biciuit din toate părțile, știi? Deci mai rezistăm să ne mai trezim noaptea, însă să avem grijă și de celelalte lucruri, astfel încât să fie ok. Și da, trebuie să ajungem la acel punct în care spui, băi, vreau să schimb, vreau schimbare, nu mai este ok așa și sunt dispusă să renunț la obiceiuri, să fac efortul ăsta de adaptare la lucruri noi. Dacă le deschid draperile noaptea și fata ne trezim mai devreme, nu știu, acum, de exemplu, se luminează afară în jur de 6:30-7, nu știu la cât vă trebuie vouă să vă treziți. În funcție de când vreți să vă treziți, dacă vă treziți natural, la ora la care trebuie, puteți să lăsați blackout-ul că nu vă perturbă nimic. Deci dacă vă treziți atunci când aveți voi nevoie să vă treziți, repet, atunci poți să lași blackout-ul. Dacă nu te trezești când ai nevoie să te trezești, atunci poți să-ți mai deschizi draperia, să-ți deschizi ruloul mai peste noapte, astfel încât să te trezești odată, nu chiar cu răsăritul, că nu se întâmplă asta, odată cu ce lumina devine un pic mai puternică de afară. Da? Ok. Bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru astăzi. Să vă fie de folos, m-aș bucura tare să plecați cu ceva de aici, da? Și cu o temă pe care să o puneți în practică. Și ne vedem săptămâna viitoare, să vorbim despre alimentație și energie, legătura dintre aceste două mari subiecte. Și nu uitați că de pe site puteți să descărcați meniul de energizare pe care l-am pregătit pentru voi. Ciao! Zi frumoasă, vă îmbrățișez și ne vedem săptămâna viitoare!